Salut! Aș dori să încep tutorialul de astăzi prin a mulțumi în primul rând tuturor celor care s-au uitat la filmulețul pe care l-am postat în cursul zilei de ieri pe YouTube. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje cu impresii, sugestii și foarte multe întrebări. Este pentru mine extraordinar când la primul meu tutorial deja răspund întrebărilor voastre. Am să vorbesc câteva minute, doar am să dau doar câteva noțiuni generale despre un tip de aparat care în clasamentele mai mult sau mai puțin oficiale ocupă locul cel mai de jos. Și anume aparatul de fotografiat point and shoot. Încadrează și fotografiază. Este un aparat extrem de simplu. Unii spun că este aparat de amator, alții că este aparat de familie. Eu spun că este aparat de vacanță, alții mai răutăcioși spun că este tabacheră. Ideea este că este un aparat extrem de extrem. Este un aparat micuț, nu este foarte greu, e chiar de dreptul ușor. Nu l-am pe al meu să vi-l arăt ca exemplu, însă am să mă folosesc de un telefon. Dimensiunile acestui tip de aparat este cam ca și telefonul, nici ca și grosime nu diferă foarte mult. Poate fi purtat și în buzunarul de la cămașă. Eu îl recomand atunci când mergeți în vacanțe, atunci când mergeți în locuri aglomerate, atunci când riscați sau când trebuie să stați foarte, foarte atenți să nu cumva să vă fure cineva DSLR-ul sau eu mai știu ce altceva și scopul vostru este să vă relaxați, nu să faceți fotografii. E foarte important. Când mă duc să fac fotografii, da, ok, este altceva, însă dacă mă duc la un concert sau mă duc la iarbă verde sau undeva, prefer să iau acest gen de aparat. În cel mai rău caz, dacă îl pierd sau calcă cineva pe el sau îl lovește, nu am să plâng. Pe când pentru un DSLR, reacția mea ar fi evident alta. De asemenea, recomand acest tip de aparate de fotografiat pentru cei care vor să înceapă să facă fotografie, pentru cei care nu au un buget foarte mare și pentru cei care vor, după cum am spus, doar să-și facă fotografii atunci când iasă undeva sau când sunt cu familia și vor să imortalizeze doar câteva momente. De ce îl recomand pentru cei care vor să înceapă să învețe fotografie? Pentru că în cazul în care se întâmple ceva, pentru un astfel de aparat, valoarea unui astfel de aparat este undeva la câteva zeci de euro la mâna a doua. Nici nu ți-ar trebui un aparat de acest gen nou-nouț pentru a face experimente pe el. Maia mi-a trimis ieri un mesaj pe YouTube în care mă întreba eu ce fel de aparat am folosit la început și câte aparate de fotografiat am schimbat până la actualul DSLR pe care l-am de ceva vreme, de aproape un an de zile. Primul meu aparat de fotografiat a fost un Kodak pe film, un aparat de amator, dar a fost aparatul cu care am făcut fotografiile pe care le-am folosit la prima mea expoziție foto, în urmă cu aproape 10 ani. Un aparat grozav, asta a fost cel mai bun exemplu pentru mine și a trebuit să fie un foarte bun exemplu și pentru voi, faptul că valoarea camerei de fotografiat nu dă neapărat și valoarea fotografiei. Evident, dacă doriți să faceți o fotografie macro, dacă vreți să fotografiați ochii unui fluture, oricât de bun fotografi ați fi cu astfel de cameră, niciodată nu o să scoateți acel detaliu pe care îl va scoate cineva care încearcă să facă aceeași fotografie cu o cameră, un DSLR și o lentilă de macro. Asta ca să vorbesc așa, n-am să dau foarte multe detalii tehnice, deci vă rog frumos să nu săriți toți acum să-mi spuneți că ar fi trebuit să specific ce fel de lentilă macro, ca să nu înțeleagă nu știu cine, nu știu ce. O să revin la DSLR-uri mai încolo. Ideea era aceasta, că un astfel de aparat, oricât de bun ai fi, în anumite situații, da, este adevărat, nu poți să te compari cu o cameră DSLR și o lentilă
special destinată pentru acel tip de fotografie. Dar expoziția mea foto, prima mea expoziție foto, a fost făcută cu un astfel de apă, cu astfel de cameră, de amatori. Într-adevăr, au fost peisaje, nu a fost nimic în detaliu sau eu mai știu ce altceva. Deci, camera a fost mai mult decât potrivită pentru ceea ce am fotografiat. Câte camere am avut? Am avut acea cameră Kodak, după care am avut un point and shoot, mi se pare că Fuji, dar n-aș vrea să te mint. După care am avut un Canon, un Sony R1, după care plâng și acum, este o cameră extraordinară. Cu acea cameră Sony R1 am făcut fotografie științifică în Timișoara, vreme de ceva timp. După care am avut primul meu DSLR, un Canon, după care am avut Nikon. Acum sunt la al doilea Nikon, D3100, sunt extraordinar de încântată de el și nu l-aș schimba pentru nimic în lume. În rest, mă întrebai, îmi spuneai că părinții tăi, ți-au cumpărat numai cu câteva luni un DSLR și că la puțin timp după aceea ți-au sugerat să-ți cumperi un aparat de amator pentru a experimenta fotografia. Cred că ți-am răspuns ceva mai devreme la această întrebare. În cazul în care mai dorește cineva detalii sau ceva mai multe informații despre acest gen de aparate, să-mi trimit un mesaj și eu o să încerc să revin asupra subiectului ceva mai încolo. Nu prea am ce să vă spun, sincer, nu aș avea prea multe detalii să vă dau despre acest gen de camere, pentru că nu au foarte multe opțiuni și sunt extraordinar de ușor de utilizat. Așa că am să trec acum la a răspunde la câteva întrebări. O să-mi cer scuze, însă am notat câteva mesaje și câteva nume pe foi ca să nu uit pe nimeni. Ok. În primul rând, mi se spune că nu mă uit în cameră. Îmi este foarte greu să mă uit în cameră deocamdată. Este doar al doilea meu tutorial. Probabil că încerc să fiu cât se poate de, să se lege tot ceea ce spun. Am încă emoții foarte mari. Vă rog numai să îmi acordați puțin timp. Încerc să mă obișnuiesc, fac antrenament. O să fie tot mai bine, sunt convinsă, o să fac tot posibil să mă mai uit, încet, încet, așa o să mă uit tot mai mult în cameră și sper să reușesc până la urmă să, cum spuneai tu, să îți dau sentimentul că vorbesc cu tine. Tot cu tine vorbesc și dacă nu mă uit în cameră, știu că știi asta, dar promit, o să încerc să mă uit mai mult în cameră, până când nu o să mai am deloc probleme, în mod cert. Aș vrea să... Cineva îmi spunea că ar vrea să-mi trimite un link pentru a putea să-mi dau cu părerea despre câteva fotografii pe care le-a făcut cu telefonul. E ok. Eu nu am niciun fel de problemă. Până la urmă, atunci când o să se discute despre, sau când o să vorbim despre încadrare în fotografie, despre lumină și despre tot felul de alte chestii, este poate prea puțin important dacă faceți fotografii cu telefonul sau cu un aparat foto. Sunt foarte mulți cei care nu își permit să-și ia nici măcar un aparat de genul acesta point and shoot, așa că dacă aveți un telefon la îndemână care să facă fotografii, este un început și acesta. Eu nu am niciun fel de problemă, nu am să spun nu, dacă o să mă rugați să mă uit peste fotografii făcute cu telefonul. Referitor la acest mesaj, aș vrea să vă sugerez, dacă în măsura în care aveți posibilitatea, să vă faceți un album foto undeva, o fie pe Facebook, fie pe, eu știu, Google Plus sau, eu știu, ceva, dacă se poate, undeva unde să am și eu cont, pentru a nu fi nevoită să-mi fac un cont nou.
Și puteți în albumul acela să urcați fotografii pe care le aveți deja, le-ați făcut deja. Îmi trimiteți frumos un link. Bineînțeles, la albumul respectiv nu îmi dați decât mie acces, deci o să fim doar eu și tu o să putem accesa albumul în cauză și pot să vă dau feedback exact pe ceea ce voi ați făcut până acum. Cred că se învață mult mai ușor așa. Informațiile care eu vi le dau până la urmă sunt teorie. Partea practică ține de voi. Voi trebuie să munciți în măsura în care timpul vă permite, bineînțeles. Dar este o sugestie. Încercați să faceți un album foto, după cum am spus. Urcați acolo cât mai multe fotografii. Puneți-le pe privat, în sensul că nu voi putea avea decât eu acces. Și o să încerc să vă dau feedback la cât mai multe fotografii și în cât mai scurt timp. Probabil că la început va fi un val ceva mai mare, însă ulterior, când o să adăugați doar câte o fotografie, două, o să fie mult mai ușor să vă dau un răspuns probabil mult mai detailat. Alina mă întreabă cum se ține o cameră foto profi. Exact, asta este, acesta a fost mesajul. Cum se ține? Spune-mi, te rog frumos, cum se ține în mână o cameră foto profi. Nu știu exact la ce anume se referă. Mă gândesc, Alina, că ai ținut aparatul într-un anumit fel sau ai văzut pe cineva ținând camera într-un anumit fel. Sunt puțin, nu știu exact ce anume vrei să-ți arăt, însă, în momentul în care am citit mesajul tău, mi-am adus aminte că în urmă cu foarte mulți ani, pe vremea când eu nu aveam un DSLR, am văzut o fază destul de interesantă. Mi-a rămas întipărită așa pe retină și pentru mine, cum să zic, este primul lucru la care m-am gândit când am citit ceea ce tu ai scris, așa, întrebarea ta, așa că am să-ți răspund povestindu-ți puțin despre această întâmplare. La evenimentul respectiv, o domnișoară avea o cameră de fotografiat de genul acesta, point and shoot. Acest gen de camere nu se poate ține așa, în mod cert. Și eu am tendința de a-l ține așa. Nu poți să-l ții cu o singură mână, că nu îl poți manevra cu ușurință. Este dificil. Deci, normal că-l ținea, de obicei și eu așa îl țin. Într-un mod cât se poate de normal și de firesc. A cerut domnului de lângă, care stătea lângă ea, a cerut un pic DSLR-ul să-l vadă și să-l țină în mână. Un aparat superb de fotografiat, recunosc că și mi-a atras atenția. În momentul în care a luat aparatul în mână, la priza pe care a avut-o a fost aceeași. Dacă mă înțelegi ce vreau să spun, Alina. Cu siguranță, acest gen de camere foto, a le ține cu vârful degetelor, nu este un lucru foarte ok. În primul rând că nu este sigur pentru aparatul foto. Poți să-l scapi oricând. Dacă a venit cineva și te-a lovit, ți-a scăpat imediat din mână. Treaba asta, pe care o urăsc foarte mulți, am auzit prietene de ale mele care au aparate de genul acesta, venind și spunându-mi, știi, mi-a spus cineva, zice, de ce spui chestia aia acolo la gât? Vrei să te dai mare că ai cameră profi? Nu. Chestia asta are o logică. În primul rând, aparatul nu este întotdeauna foarte ușor. Aceasta nu este o lentilă foarte grea. Sunt lentile mai grele de atâta. Pentru mine este, în primul rând, o chestie de siguranță. Cum am mai spus, mi s-a întâmplat, am făcut fotografii în grădinițe, și stăteam pup, a venit cineva, m-a lovit, nu mă așteptam și mi-a scăpat aparatul din mână. O greșeală care n-am mai repetat-o, de atunci țin aparatul cu mai multă încredere.
Dar cu aparatul, cum am spus, nu s-a întâmplat nimica pentru că era ținut la gât. Dacă nu l-aș fi avut la gât, ar fi căzut pe beton. Deci, până la urmă, în primul rând, asta, dacă e să mă întreb, este foarte important, pune acolo că nu e degeaba. Apoi, în ceea ce privește camera, personal, eu personal, acum, sincer să fiu, n-am văzut stiluri diferite. Eu pe toată lumea am văzut ținând camera în același fel. Eu pun, de obicei, când fotografiez cu o singură mână, pentru că mi se mai întâmplă să mă duc în locuri mai aglomerate, unde am tendința de a ține cu mâna stângă geanta cu restul de lentile și cu, eu știu ce mai am, la mine, am tendința de a sprijini colțul acesta al camerei în podul palmei. Fac priză, de obicei, cu cele trei degete, pentru a-mi lăsa arătătorul, zic, la îndemână, ca să pot să fac ușor fotografie. Cu el. Să poți apăs pe ușor pe declanșator. Atunci când țin cu ambele mâini și când trebuie să lucrez cu lentila care o am atașată la cameră, îmi cer scuze, îmi vin foarte, foarte multe cuvinte în limba engleză și, după cum am spus, fac tot posibilul să evit. Așa că de foarte multe ori și traducerea cuvintelor englezești în română poate fi de foarte multe ori ciudată. Așa că vă rog frumos să nu râdeți foarte tare. După cum am spus, deci dacă fac o singură mână, prefer de obicei să fac priză cu cele trei degete și să folosesc degetul arătător pentru declanșator. Dacă folosesc ambele mâini, cu siguranță nu țin nici așa aparatul de fotografiat, da? Nu, pentru că nu-l țin așa și nu-l țin nici așa. Nici l-am văzut, sincer, să fiu niciodată. Acum eu încerc să mă gândesc la tot felul de variante în care ai fi putut tu probabil să vezi pe cineva ținând un aparat de fotografiat. În mod ciudat, nu știu, nu mă pot gândi, sincer, să fiu. Deci încerc pe cât posibil, am să mă întorc așa puțin, încerc pe cât posibil, cum spuneam, mâna dreaptă o țin, fac foarte bună priză pe body-ul, pe corpul aparatului de fotografiat, iar cu mâna stângă lucrez cu lentila. Într-un mod foarte, foarte ușor, de obicei, ca și la, nu știu, nu știu exact la ce te-ai referit, dar sincer nu mă pot gândi la altceva decât la ceea ce ți-am spus până acum. Sper că nu ai văzut pe nimeni ținând o astfel de cameră cum am văzut eu pe domnișoara aceea. Cu siguranță n-a fost vina ei, ea avea un aparat de amator și nu cred că mai ținuse vreodată sau nu cred că îi spusese cineva vreodată cum să țină o cameră profi în mână. Și eu am învățat pe parcurs, asta este motivul pentru care, după cum îți spuneam, cred că fiecare pas pe care îl faci, fiecare cameră foto pe care o ai, te învață câte ceva. Inclusiv cum să ții o astfel de cameră în mână. Pentru că dacă este până la urmă să fi pornit eu de la aparatul meu Kodak pe film și cineva să-mi fi dat un aparat foto al cărei obiectiv cântărește 8 kg, nici nu știu dacă aș fi știut de unde să-l prind. Adică, nu știu, nu, sper să-ți fi răspuns la întrebare. Sper să-ți fi răspuns la întrebare. Mă întreabă, altcineva m-a întrebat dacă, care sunt fotografii români care îmi plac și de ce. Nu am fotografii români preferați. Nu pot să spun. Sunt câțiva fotografi români a căror fotografii îmi plac, însă mi s-a întâmplat să le cer părerea în legătură cu câteva fotografii în urmă cu câțiva ani, apoi am început să testez numai să văd dacă chiar îmi răspund sau nu, am mai trimis încă câteva mesaje. Nu mi-au răspuns și pentru mine poate e bine, poate nu, nu știu,
dar pentru mine este foarte importantă și persoana, nu numai numele. Și dacă ajungi la un anumit nivel și uiți să te uiți în jurul tău, e destul de, pentru mine, spune destul de multe. Cred că facem uneori bine, oricât de sus ai ajunge, să te mai uiți și la baza piramidei, pentru că s-ar putea să vezi și lucruri frumoase. Silviu și Dana mă întreabă dacă mai fac tutoriale de desen. Nu. Și mă roagă să mai fac. Dacă voi spune că nu mai fac, mă roagă să fac. Nu știu în ce măsură o să-mi permită timpul să fac aceste tutoriale de desen. Pentru cei care nu știu, în urmă cu foarte mulți ani am făcut aceste tutoriale de desen. Nu vorbeam. Era tot timpul camera filma hârtia și mâna mea desenând. Iar tutorialele erau destinate părinților mai mult ca să își ajute copiii să învețe să deseneze. Și desenam chestii relativ simple, pisicuțe, case, copaci, n-a fost nimic sofisticat, nimic complicat. Am făcut-o doar pentru că de câte ori mai mergeam în vizită pe undeva, ziceam, vai, de unde știi să desenezi? Dar e atât de simplu, zice, a trebuit să te filmezi și să-mi trimiți și mie pe internet. Așa am ajuns să fac aceste tutoriale și să le pun pe YouTube. Mai mult pentru prietenii apropiați, recunosc, nu pentru, nu neapărat pentru publicul larg, dar au avut destul de mult succes. Pot să spun că au avut la momentul acela câteva mii de vizualizări fiecare clip și chiar țin minte că erau câteva care n-avuseseră niciun dislike. De fapt, nici nu prea avea ce să nu-ți placă, pentru că erau cât se poate de simple și erau mai mult pentru copii făcute, nu era nimic sofisticat în ele. Anca mă roagă dacă pot să fac un clip, un tutorial despre megapixel. O să fac un tutorial despre megapixel. Apoi, George mă întreabă de Lightroom. Mă întreabă, de fapt, dacă folosesc foarte mult Lightroom. Da, folosesc foarte mult Lightroom. Folosesc în primul rând acest program de prelucrare a fotografiilor, iar apoi folosesc Photoshop-ul. Am să fac câteva tutoriale cu Lightroom, am să fac și tutoriale cu Photoshop. Am să încerc pentru cei care cunosc cât de cât fotografie, dar nu au prelucrat foarte mult. O să dau așa câteva chestii de introducere în acest gen de program. Apoi mai întreabă cineva câte tipuri de fotografie există. Cum spuneam și la începutul acestui tutorial, când am căutat un clasament mai mult sau mai puțin oficial al tipurilor de aparate foto și nu am reușit să găsesc două identice, la fel am să spun și ție că nu am reușit să găsesc cum să spun, două site-uri sau orice altceva, două cărți în care să găsesc categoriile foto identice. Un în categoria, de exemplu, natură, o să mă chinui să traduc acum în limba română, da? Deci, unii pun în categoria natură, de exemplu, animale sălbatice și pun acolo și flori. Pun și, de exemplu, peisaje la malul mării. Alții, peisajele la făcute, de exemplu, peisajele în care vezi mare, sunt puse în aceeași categorie cu, de exemplu, pești. În alte categorii, toate erau băgate în aceeași categorie natură. Și cele cu apă, și cele cu pădure, și animale sălbatice, și orice ar fi fost, toate erau puse în aceeași categorie. Este foarte, foarte greu. Unii pun, de exemplu, la categoria people, oameni,
certitudine. Unii pun la categoria oameni, portrete, nuntă, logodnă și așa mai departe. Alții pun la categoria evenimente, pun nuntă și logodnă și așa mai departe. Eu cred că în momentul în care faci începi să faci fotografie, poți să-ți faci tu propria ta, să-ți pui tu propriile tale, să-ți faci propriile tale categorii, în funcție de fotografiile pe care le ai până la urmă, pentru că asta este cel mai important, nu? Eu, apropo că mă întrebai cu ce fel de fotografie este cel mai bine să începi, eu zic că ar fi bine să testezi tot ceea ce poți să testezi. Încearcă, vezi ce-ți place, unde te descurci cel mai bine și asta este important. Și sunt convinsă că o să fie totul în regulă. O să te mai ajut și eu pe parcurs, mai scriem și tot o să găsim soluția potrivită. De asemenea, am așa, Bianca, Maria, Dan, Sandu, Sergiu, Ramona și Mara mi-au trimis mesaje în care mulțumeau că fac tutoriale în limba română și că răspunsurile la întrebările care mi le-au adresat au venit foarte repede și că și lucrul ăsta este pentru ei extraordinar. Au încercat să mai scrie și pe alte site-uri și întrebările lor au rămas fără răspuns, au venit foarte, foarte târziu. Ceea ce, cum să spun, mă bucur din suflet că am putut să vă ajut, sper să vă ajut la fel de mult și în continuare. Scrieți-mi fără niciun fel de probleme, o să ne vedem oricum și mâine cu un foarte scurt tutorial despre fotografie. Voi vorbi despre prima regulă în fotografie pe care am învățat-o eu și sunt convinsă că o să vă placă foarte, foarte, foarte mult. Vă doresc o seară minunată și ne vedem mâine. Bye!